Partidul Umanist optează pentru predarea bazelor ortodoxiei prin referendum. Suntem împotriva sectanțelor în școli. Moldova este o țară ortodoxă. Încredere neamului de bună credință. Partidul Umanist luptă pentru biruința adevărului. Domn Păsat, totuși, ce vă este mai aproape de suflet, să fiți savant, diplomat, politician, istorician sau poate reprezentant al structurilor de forță? Păi cred că tot împreună, pentru că la fiecare etapă la care dumneavoastră v-ați referit, la fiecare capitol, cred că am avut niște realizări în viață. Ca savant am foarte multe lucrări publicate, atât în Republica Moldova cât peste hotarele țării. Ca diplomat m-am realizat ca ambasador și sunt foarte mulțumit și recunoscător celor care m-au numit în această funcție. N-au fost obiecții în perioada în care eu am fost numit ambasador. Ca reprezentant a Ministerilor de Forță, mă bucur foarte mult că am căpătat o experiență deosebit de bogată, fiind ministru apărării, fiind conducător serviciilor secrete în Republica Moldova, o experiență care nu poți primi la o academie sau la o școală specială, o poți primi lucrând cu oameni. Aceasta este un lucru cu care mă mândresc și mă bucur că am fost și am avut alături niște subalterni care tot timpul m-au învățat și ei pe mine. Nu numai eu am condus cu ei, dar am fost așa o legătură strânsă între mine și oamenii care m-au înconjurat. Știu că în perioada în care erați în detenție vă preocupați foarte mult de familia dumneavoastră, erați mereu îngrijorat de faptul că ei sunt sub presiune, că sunt permanent stresați. Mult mai puțin vă interesa propria soartă. Puteți să-mi spuneți de unde vine această atitudine deosebită față de cei apropiați? Este poate cea mai complicată întrebare la care trebuie să răspund astăzi, fiindcă este legată de familia mea și o să vă explic de ce. Vă imaginați că soția mea a rămas cu un copil de 4 ani jumate de una singură, în față la toate greutățile care au fost. A fost o situație neobișnuită pentru familia mea. În acești ani au trebuit să treacă prin mari greutăți. Desigur că fiind în detenție, mă gândeam mereu la ei, care le este siguranța, fiindcă înțelegeam că regimul care m-a închis pe mine poate să meargă și mai departe, să-mi facă probleme și familiei personale. Tot timp m-am rugat la Bunul Dumnezeu să aibă în pază pe soția mea, fiica mea, părinții mei. Dragostea față de ei, desigur că a fost și până la detenție, fiindcă a avea un copil, avea o soție, avea familia, asta înseamnă să fiu un fericit. Pe un timp de 2 ani jumate, eu am fost un om lipsit de această fericire. Deci încerc și asta să recuperez tot ce aici s-a fost întrerupt în viața mea personală. Sunt recunoscător astăzi foarte mult soției mele, Lilia, care m-a înțeles și a îndurat aceste suferințe. Ea a înțeles tot timpul că eu voi reveni, voi fi pus în libertate mai devreme sau mai târziu. Mă bucur foarte mult că nu s-a schimbat nimic în relații între noi, între mine, soție, între mine și fiica noastră. Asta este situația. De altfel, despre soția dumneavoastră, care este istoria cu helicopterul în perioada când erați ministru? Da, fiind ministru. Da, a fost așa un eveniment în relații între noi. Eu eram ministru apărării. Soția venise de la Frankfurt, unde activa în cadrul consulatului nostru, venise acasă la părinți și, fiind și eu ca un om îndrăgostit, venind de la niște aplicații militare de la sudul Moldovei, am cules un brad de romaniță și am rugat aviatorii să trecem deasupra casei unde locuiau socrii mei. Și acest elicopter s-a oprit deasupra casei și am aruncat acest brad de romaniță. Cei drept am avut pe urmă, au avut de suferit părinții soției, fiindcă jumătate din acoperiș a fost, era un acoperiș din oale și au aruncat toate la pământ. Dar aceasta a fost sentimentul meu de dragoste față de soția mea.
Ați activat alături de toți președinții Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, care dintre ei v-a impresionat cel mai mult ca personalitate, ca om de stat? Fiecare din toți cei președinți, mă refer la Mircea Snegur, Petru Lucinski, Vladimir Voronin, nu pot să-i, cu adevărat, trebuie să evidențiem, fiecare și are calitățile sale, meritele sale față de popor. A fost interesant să lucrez, spun sincer, și cu domnul președinte Snegur, care sunt foarte recunoscător că a apreciat activitatea mea de ministru consiliar la ambasada noastră în Federația Rusă și pe timpul lui am fost numit ambasador în Rusia. A fost o perioadă foarte interesantă, fiindcă am fost numit ambasador după conflictul din 92. Trebuiau restabilite relații economice, politice, trebuiau refăcute multe lucruri care au fost stricate în timpul acestui conflict și au fost și consecințe foarte grave după conflictul din 92, s-au răcit relațiile cu Federația Rusă. Dacă să vorbim de domnul Snegur, vreau să vă spun că tot timpul mi-a produs impresie de un om care poate asculta și chiar dacă la un moment dat nu era de acord cu părerea care o exprimam eu ca ambasador, peste o bucată de timp revenea la problema care am discutat-o și recunoștea că, uite, dumneata, la acel moment ai o dreptate. Ce aici ține de cel de-a doilea președinte, pe timpul care am fost numit ministrul apărării, ministrul securității, directorul serviciului de informații și securitate, vreau să vă spun că, desigur, tot am un respect, fiindcă acest om a apreciat calitățile mele organizatorice și au fost diferite perioade, tot foarte complicate. Pe timpul acestui președinte a fost, la indicația dumneavoastră, au fost realizate avioanele despre care s-a vorbit așa de mult în societate. Pe timpul lui am fost numit ministru securității și înțelegând foarte bine că acest minister, acest organ, care pe timpul Unii Sovietice a fost un organ de reprimare în Republica Soviet Socialistă Moldovenească, trebuia să schimbe formele, metodele de lucru, trebuia demonstrat societății că acest organ poate sluji interesul poporului, interesul țării, unui stat tânăr. Încă o dată repet, au fost diferite perioade cu semnul plus, cu semnul minus, dar a fost interesant. Ceea ce ține de cel de-al treilea președinte, Vladimir Voronin, eu vreau să vă spun că în momentul când dumnealui a depus jurământul de președinte, eu am fost primul care am intrat la dumnealui în birou și am pus cerere pe masă că nu accept să lucrez mai departe cu dumnealui, din simplu motiv că eu am lucrat cu alt președinte și nu împărtășesc ideile partidului care am intrat la guvernare. Dumnealui m-a rugat foarte mult că să rămân în această funcție, motivând că am niște relații deosebite. A recunoscut acest lucru cu mulți din demnitari din stat din Federația Rusă și dumnealui ar dori că să folosim aceste relații în interesul țării. Am stat câteva luni, am activat împreună, am înțeles că nu pot să merg la niște lucruri care pe urmă va fi foarte greu să mă spăl de aceste păcate. Mă refer la primele indicații care au fost date să fie culese informații operative de a compromite însuși colegii săi de partid. Înțelegând că problema transnistreană este o imitare numai, dar nu se va rezolva nimic, că dumneavoastră are alt interes acolo în Transnistria și multe, multe alte lucruri, ne-am despărțit, în sensul că am fost demis, dar mi-a lăsat, desigur, o amprentă foarte neplăcută activitatea cu acest personaj, fiindcă este un personaj, trebuie să recunosc, puternic, dar cu această putere are semnul negativismul. Este un om puternic în plan negativ. Acest negativism se răsfrânge asupra oamenilor care îl înconjoară, asupra țării care au avut de suferit în această perioadă și multe, multe alte lucruri despre care vom vorbi poate mai târziu, la timpul respectiv. Și dacă vine vorba despre avioane, da. Cazul pasat a fost atât de mediatizat că, într-un final, lumea rămâne derutată și nu înțelege unde este adevăr, unde nu este adevăr. Puteți să ne spuneți, totuși, care a fost realitatea? Cine a adoptat deciziile? Când? Cui se vor vinde aceste avioane și aceste rachete Uragan? Cine stabilea prețurile? Cum au ajuns să fie vândute Statelor Unite? Deci care a fost preistoria adevărată a acestui caz?
Estimate doamnă, adevărul este unul. Eu am fost întemnițat și eliberat la indicația unui singur om, a președintelui Vladimir Voronin. Dar adevărul a ieșit la suprafață odată cu achitarea mea pe timpul când comuniștii erau la guvernare. Aceasta a demonstrat că eu sunt un om nevinovat. Eu înțeleg că astăzi în societate Passat este asociat mai mult cu familia Passat, este asociat cu realizarea acestor avioane care au fost vândute de către Guvernul Republicii Moldova, Guvernul American. Vreau să vă declar din start că aceasta a fost o tranzacție cu care mă mândresc, o tranzacție care a adus beneficii țării noastre în plan de politică externă și în plan financiar. O să vă explic pe scurt cum istoria acestui acord interguvernamental dintre două state.